Bună seara, stimați telespectatori ai televiziunii române. Bucurie în casă și crucea pe masă să vă fie lumină și binecuvântare. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință cere, de fapt, troparul acesta asupra celui potrivnic, dăruiește poporului și binecuvintează moștenirea Ta. E o binecuvântare asupra moștenirii care suntem. Bun, răi, cu bune și rele, cu luminoase și întunecate, suntem moștenirea acestei cruci în mijlocul unei lumi care, o vedeți, rupe crucea, o hăituiește, o aruncă pe la colțul și apoi o face vinovată de tot ceea ce se petrece în societate. Îngăduiți în seara de aceasta să mă întorc la bucuria aceasta de a vă spune că nu e inimă mai plină de bucurie decât a creștinului atunci când se prăsnește crucea. Creștinul vede în cruce de fiecare dată, atunci când este creștin de plin, împlinirea mesianității Domnului Hristos, a dumnezeirii sale întrupate, pentru că în afara crucii n-ar fi fost mântuire pentru niciunul dintre noi. Îmi pare rău pentru cei care o socotesc în continuare element de tortură și însângerată, dar n-au depășit un prag, ăsta este adevărul. Au uitat că această cruce se scufundă în lumina învierii, se scufundă în apa Iordanului, dăruindu-ne până la urmă sfințire în viețile noastre, până la cel din urmă atom al vieților noastre. Prin cruce, ca un catalizator, ni se dăruiește fiecăruia dintre noi o mică parte din dimineața învierii, prin care ne apropiem de marea zi a învierii, care este intrarea în Împărăția lui Dumnezeu. Nicolae Iorga spunea că poporul român, fiind un popor care și-a plimbat într-un fel sau altul prigonirile spre munte, n-a reușit să-și ia întotdeauna odoarele sau nu și-a salvat întotdeauna locașurile, mare parte fiind de lemn, pentru a putea să le aducă înaintea istoriei ca valorizare a trecutului său creștin. Dar, pe culmile munților, spune el, s-au ridicat de către păstori și de către poporul ce alerga să-și salveze viața câte o piatră și pe piatră câte o cruce la care preotul satului a slujit dumnezeiasca liturghie. Sunt sute de astfel de locuri în România în care pe pietre de munte, lângă cruci de piatră, ce țineau hotarul între pământ și cer, s-a împlinit liturghia neamului nostru. Legea românească este asemenea unei cruci de piatră, care trece prin istorie, se așează pe culme și înfruntă acolo vitregiile istoriei pentru a putea să dăruiască de fiecare dată, la întoarcere, înapoi, în liniștea satului ce se reclădește, bucuria împlinirii în Hristos. Suntem sate tot timpul puse pe fugă de prigonitor, dar crucea de fiecare dată ne aduce aminte ai cui suntem, moștenirea lui Hristos. Mâine este o nouă zi.